welcome. Welcome really to what for UNICEF is a really happy moment. After 2.5 years of hard work, I would say, and collaboration with these five municipalities and communes, it's great to gather today and really acknowledge the process. Această inițiativă a adus nou în comunitatea noastră faptul că vocea copiilor este auzită, faptul că am învățat să fim responsabili, am aflat cu ce probleme se confruntă comunitatea și cum să ne exprimăm opiniile și viziunile despre viitor. E foarte important din partea reprezentanților guvernului, parlament, autorități locale să vă ascultăm pe dumneavoastră, dragi tineri și copii. Doar așa vom reuși să avem cele mai bune programe adaptate la nevoile de astăzi, ascultându-vă și implicându-vă în procesul decizional. În acești 2 ani am dobândit încredere în mine și în cei din jurul meu. Am cunoscut oameni speciali care m-au inspirat și sper că și eu, la rândul meu, am inspirat copiii să se implice. Salut! Sunt Alex și aș vrea să vorbim despre inițiativa Localități Prietene ale Copiilor. O localitate prietenă a copiilor este un municipiu, un oraș sau o comună care se angajează să respecte drepturile copilului, așa cum sunt ele exprimate în Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Nu știu fix despre ce este vorba și pe urmă am aflat mai multe și am vrut să schimb ceva, că nu e chiar perfect orașul nostru. Primul pas în a rezolva problemele este informarea. Atât noi să ne informăm, cât și să informăm adulții despre asta, pentru că practic așa a început tot. Am fost foarte încântată când am văzut că se face ceva în această privință, în implicarea copiilor către primărie și autoritățile publice. Am aflat că există dreptul de a participa și ne-am axat foarte mult pe asta. Eu nu știam că există acest drept și l-am descoperit și acum încerc să implic pe toți să participe la diferite activități pentru că este dreptul lor. O localitate în care fiecare copil este ajutat, adică să nu existe discriminări sau marginalizări. Toate persoanele să fie integrate în comunitate, să nu existe bullying. Ce este o localitate prietenă a copiilor? Cea mai mare investiție din viața unui om sunt copiii și de aceea și autoritatea locală acordă o atenție deosebită copiilor și am creat un consiliu local al copiilor. Avem Consiliul Copiilor, care vin cu propuneri în fața administrației, propuneri pe care le-am și preluat în politici publice și în proiecte ale comunității. Pe de altă parte, avem foarte multe inițiative și foarte mulți tineri care încep să înțeleagă ce înseamnă și administrație și politică de la vârste din ce în ce mai fragede. Nu mă puteam gândi că vor avea un consiliu al copiilor, lucruri care sigur îi ajută să se dezvolte pentru viitor ca oameni, știu, pe care ne putem baza și noi și cei care vor veni după noi. Și am constatat cu toții că, eu știu, în gândirea lor, în joaca copiilor, putem găsi idei extraordinare. Ce cred că este important este ca tot timpul să implicăm această structură consultativă a copiilor în deciziile pe care le luăm, astfel încât copiii, ca viitori beneficiari ai modernizării orașului, să aibă și ei un cuvânt de spus în ceea ce facem. S-a reușit a se crea o punte de legătură între noi, factorii care, de decizie, care am putea avea un rol în a le rezolva problemele și direct copilul în cauză. Care sunt criteriile minime pentru ca o localitate să devină prietenă a copiilor? Obținerea de rezultate pentru copii, protecție și acces la servicii sociale, de sănătate și de educație, un mediu sigur și curat, locuri de joacă, participarea și consultarea copiilor în luarea deciziilor, combaterea discriminării. Toți copiii au drepturi egale în viață, indiferent de etnie, de religie, de situație financiară, de gen sau de abilități.
I was impressed by the commitment that the children shown and their engagement and their willingness to contribute, not only to provide for a better future for themselves, but also for future generations of the youth. In every community we worked, a children's council was put together that gave the children of the communities the possibility to share their needs, share their ideas, simply voice their opinion, so that really communities develop plans that reflected the needs and what children wanted for their cities and their future. Eu aș schimba terenul de fotbal mai bun. Și eu tot terenul de fotbal aș schimba. Terenul. Am zis că minul. Să facă un loc unde avem ce, unde să ne ducem. Să facă piscină. Să repare căminul. Să repare căminul. Să repare terenul. Să repare terenul de fotbal. Să repare căminul cultural. Aș renova blocurile. Să facă terenul de fotbal. Căminul cultural. Aș repara școala. Colaborarea cu autoritățile a însemnat foarte mult pentru noi. Reușim prin eforturi comune să realizăm lucruri benefice pentru comunitatea noastră. Vă rog să scrieți pe foile voastre de flipchart toate activitățile în care ați fost implicați, pe care le-ați generat voi, pe care le-ați implementat voi în cadrul acestui proiect, în cadrul inițiativei, da? Participarea voastră în proiect, ce a adus pentru voi ca și schimbare? Pentru reducerea padonului școlar. Cum să construim un buget? Acum să facem astea, cum să facem un advocacy? Problema cu tot ăla. Aici a fost pusă asta și nu a făcut în spate. Păi și după când scrie mai lea cum? Sfatul eu. Nu știu cum să formulez ideea asta. Fiecare cititor își alege câte o carte vie și poartă o conversație vis-a-vis de cariera profesională pe care cartea o are până la această dată, de perspective de viitor legate de comunitatea băcăoană. Sunt cadru didactic în învățământul preșcolar și mamă și antreprenor. Sunt consilier local și membru ILPC. Sunt ziarist, scriitor, director al postului Tele 1 Bacău și toată, tot așa, când ajung acasă. Eu sunt inginer programator, absolvent de Politehnică, București, automat și calatoare. Nimica nu m-a pregătit pentru asta. N-am făcut administrație publică, trebuie să știi comune și cu oamenii foarte bine. Inginerii de obicei au o problemă aici. În facultate am fondat o asociație de robotică pentru amatori și acolo, să spunem că am organizat câteva echipe, am mers la competiții. În afară faptului că am aprofundat informații în domeniul în care vreau eu să activez cum voi fi mai mare, am avut discuții personale cu oameni din diverse domenii, adică nu a fost mai despre cariera lor și cum au trecut ei prin perioada adolescenței și cum și-au ales facultatea. Ați avut planuri să mergeți în afară, de-ați făcut dreptul internațional sau... Nu am luat niciodată în calcul să plec din România. Este o lipsă în sistemul educațional din România de a avea interacțiuni cu astfel de mentori și astfel de persoane care au trăit până la urmă o experiență de studenție, o experiență de familie. Salut copii, noi suntem Consiliul Copiilor Bacău și o să vă prezentăm campania anti-bullying. Eu cred că bullying-ul este când cineva, tot exemplu, îl împinge pe celălalt în fiecare zi. Eu cred că bullying-ul este o batjocoră repetată. Când amenințarea se petrece zi cu zi, se petrece foarte des, atunci putem să vorbim de bullying, da?
Eu cred că bullying-ul este momentul în care un copil întoarce toată clasa împotriva ta. Unii elevi sunt predispuși să fie abuzați din cauza că sunt diferiți. Ce înțelegeți voi prin diferiți? Poate cu probleme sau cu dificultăți fizice. Când avem intenția de a răni pe cineva, deja vorbim despre bullying. Mă numesc Andreea, sunt în clasa 9 și am 15 ani. Mă numesc Matei, sunt în clasa 9 și am 15 ani. Mă numesc Cătălin, sunt în clasa 9 și am 15 ani. Mă numesc Andreea, sunt în clasa 9 și am 15 ani. Cât de mult v-a schimbat liceul? Nu foarte mult, dar au fost câteva schimbări și la caracter și în limbaj. Nu mai arunc bani așa ca la început, măi. Am început să-i prețuim. Da, exact, îi prețuim acum. Mai ales pe sfârșit de săptămână, greu cu banii. V-ați înțeles cu colegii, profesorii din prima? Eu unul m-am acomodat ușor. Trebuie să ai grijă în anturajul în care te bagi în credința asta. Nu a simțit nevoia să fac ceea ce făceau ei, cu mezi, jocuri de noroc. Nu mă așteptam să fie certuri, mă așteptam să ne înțelegem cu toții, dar la un moment dat, fiind multe persoane în acea cameră, una era cu păreri așa, alta voia așa și apăreau multe discuții. Sunt și câțiva părinți care nu le lasă la Bacău. Pentru că spun că acolo se vor strica, că e anturaj prost. Alți părinți nu se descurcă fără copiilor acasă. Noi chiar avem cazul ăsta. Nu se descurcă deloc. Trebuie să fie copilul acasă. Și de aia ne lasă, îi propune să renunțe și... Nu știu, acel copil nu vrea. Vrea să facă și el o școală, să aibă loc de muncă, să facă să steie pe propriul bani și părinții lui strică acest vis. Cine crezi tu că ar putea schimba? La noi, domn diriginte să vorbească cu părinții. Profesorii. Profesorii în general, doamna director și chiar noi să vorbim cu ei. Eu cred că părinții ar trebui să-și lase copiii să facă ce vor în viață. Să se facă ce vor în viață. Să urmeze școala pe care o vor. Am vrut să fiu primar pentru că știu că sunt capabil de a face această comună să fie mult mai prietenoasă cu copiii. Ne întâlnim și facem diferite propuneri și ideile cele mai bune le spunem primarului. Încântat că se întâmplă lucruri la Moinești, chiar printre primii din țară care avem un consiliu local al copiilor, un consiliu local care spune eu că este luat în seamă atât de noi autoritatea executivă, cât și de consiliul local. Consiliul local al copiilor Moinești acționează ca organism consultativ pe lângă consiliul local al municipiului Moinești și va participa la procesele decizionale și la procesul ILPC la nivel local. Întâlnirea Consiliul Local al Copiilor Moinești privind propunerile pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferente anului 2023, în care ne-am spus puțin părerile și ceea ce am vrea să se realizeze din acești bani. Sfatul meu ar fi sincer să încurajeze copiii să vorbească deschis despre problemele lor, să nu le fie, de exemplu, rușine să vorbească în public. N-am avut șansa asta la vârsta voastră, dar mi-ar plăcea foarte tare să știu că părerea mea și a colegilor, a prietenilor mei, contează. Aud spunându-se copiii sunt viitorul. Aș spune nu, copiii sunt prezentul. Peturi, noi două peturi. Hai să vă aduc. Hai. Trebuie să te gândești și la cei din jurul tău.
în primul rând, și să nu mai fie promovată această mentalitate individualistă, că doar tu trebuie să reușești, nu, trebuie să reușim cu toții, pentru că cel puțin eu vreau să trăiesc într-o lume în care nimeni nu este lăsat în urmă, în care cu toții ne ajutăm. Ne dorim să putem să răspundem nevoilor lor, să putem să înțelegem mai bine care sunt nevoile celor mici, nu doar ale părinților lor, și să putem mai ales să implicăm generațiile viitoare. Fiecare în școlile în care ne aflăm, am vorbit cu colegii noștri și am interacționat cu alți tineri din municipiu pentru a identifica nevoile și putem spune cu foarte multă fericire și mândrie că aceste propuneri au trecut în bugetul municipiului Brașov și lucrăm alături de primărie pentru a le implementa. Prin activitatea pe care ei au desfășurat-o, aceștia au căutat să aducă la cunoștința autorităților problemele cu care se confruntă copiii din comunitate și măsurile pe care comunitatea și în special autoritățile locale, primăria municipiului Brașov, ar trebui să le ia astfel încât copiii să facă parte dintr-un oraș prietenos cu ei. Da, a patra. Ce se ordine? Da. Sunt încă în relații apropiate cu foștii mei parteneri. Cort? Dacă sunteți împotrivă, vă duceți pe partea de împotrivă. Curiozitatea m-a făcut să vreau să particip la acest workshop, deoarece știu că de fiecare dată când am participat, am învățat câte un lucru nou. Eu apreciez faptul că au fost abordate câteva teme tabu din societatea noastră. Și în ciuda faptului că în principiu cunoșteam informațiile care ne-au fost predate, cred că un astfel de workshop este foarte folositor, mai ales dacă ar fi să fie predat în zone rurale unde educația este mai precară pe aceste teme de sexualitate și igienă. После этого курса, мне кажется, что я стал знать больше на эту тему, а также перестал бояться общаться на эту тему. Înființarea unei biblioteci în școală. Strângerea de fonduri pentru copiii vulnerabili. Eu vreau ca municipiul nostru să fie mult mai verde decât este. Noi ne propunem să colaborăm și cu celelalte localități prietene ale copiilor. Noi am vrea să începem cu o campanie de advocacy pentru înființarea unui centru medical din zona carierei. Beneficiul direct a fost pentru cel defavorizat, pentru copil. Copiii ajung la vârsta de 18 ani, nu știu cum să voteze pe cine, pentru că toată viața lor a fost, lasă, politica este pentru adulți. Și asta m-a învățat Consiliul, cum să fiu un membru în comunitate mai bun, până la urmă. Am învățat să vorbesc în public. Am învățat multe lucruri despre celelalte comunități. Am învățat să fiu mai răbdătoare. Am aflat și de existența altor consilii. Am învățat că putem lucra mai bine pe echipă. Am învățat că munca în echipă este importantă. Am învățat idei noi pentru workshop. Am învățat lucruri noi de la ceilalți colegi de aici. Am aflat că iubesc să aș prieteni. Am învățat să nu mai fie frică de cameră. Rog, mulțumim frumos!